foarte multe mesaje de la voi, în special de la posesori de husky siberian. Tocmai de aceea m-am gândit să fac acest clip cu acest protagonist din această rasă. Nu uitați că husky siberieni sunt niște câini foarte greu de dresat, într-adevăr, însă dacă știi să legi aceste elemente de dresaj într-un mod echilibrat, fie de comunicare tactilă pură, fie de recompensare și tot felul de condiționări inteligente, câinii aceștia pot fi cooperanți cu toată această personalitate a lor. Spunea cineva cândva că toți husky se nasc potențial alfa, dar acești alfa pot avea la rândul lor un lider pe care să-l urmeze. Acela trebuie să fii tu, eu, Miruna și oricine altcineva care este un posesor de husky. Totul este posibil, numai că trebuie să parcurgeți etapele, să învățați tehnici adevărate de dresaj și să le puneți în practică la modul real, acolo unde aveți nevoie. Ne aflăm astăzi aici, pe canalul de dresaj canin profesional, aici unde vă surprindem întotdeauna cu noi clipuri despre dresajul canin, ce altceva. Și de fiecare dată, când avem ocazia, culegem aspecte din ședințele noastre de dresaj. Sky, vin aici. Vin aici. Iată. Vin. În cap. În cap. Stai. V-a plăcut, da? Deci începem astăzi un exercițiu fără lesă și bazându-ne pe, o să vedeți, o condiționare, o corectură printr-o lesă wireless. Corectură mă refer la faptul că folosim un semnal tactil și dăm sugestii tactile prin intermediul unei telecomenzi. Câinele este deja condiționat. Vine aici, treci. Șezi. 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 Bravo. Lui nu-i place să stea la poză, așa că voi rămâne doar eu cu fața la voi și vorbim. Deci lucrăm astăzi un exercițiu bazându-ne pe oprirea de la distanță. Este pentru prima oară când facem acest lucru și ne vom baza pe comunicarea tactilă, comunicarea din lesă și zgardă. Lesă, mă refer la lesa wireless, așa cum îmi place mie să o numesc, zgarda cu telecomandă. Câinele este foarte bine condiționat la aceasta, știe să se converseze cu semnalele acestea foarte bine și să răspundă în consecință cerințelor stăpânului în orice condiție. O să vedeți, suntem în mediul real și avem aici tot felul de distrageri, însă totodată o să vedeți, sunt secretele pe care eu vi le dezvălui vouă, o să vedeți cum ne folosim de decoruri pentru a facilita înțelegerea lui Sky vis-a-vis de cerința pe care stăpâna lui, Miruna, o are în diverse momente din libertatea pe care, de care se bucură de altfel și în acest moment. Rămâne să vedeți ce urmează. Hai cu el, pur și simplu vii. Câinele te urmează, cobori. Deci practic îi induci coborârea și după ce coboară tu rămâi sus. Coboară. Spune-i liber. Ah, liber. Spune-i stai acum. Stai. Stai. Perfect, lasă-l un pic așa. Rămâi pe loc. Observați distanța la care Miruna a fost capabilă să îl oprească pe Sky. Dacă într-o asemenea situație câinele nu se oprește, dați o vibrație. Această telecomandă are un sistem de vibrație, așa cum vă vibrează vouă telefonul în buzunar, și imediat ce câinele reacționează, opriți vibrația, după care îl lăsați să se concentreze pe poziția pe care dorește să o afișeze. Poți să-i dai liber și te duci încolo. Bravo, Sky! Ha, liber! Perfect, îl lași să urce, să se ducă în treaba lui. Excelent, frumos. Vii din nou, nu-i spui nimic și deja te duci jos. Da? Atâta timp cât ai ocazia și câinele nu vine odată cu tine, du-te. Spune-i. Stai, nu? Nu. E bine, este rezonabil, atât. Stai. Foarte frumos. Este rezonabilă oprirea lui, având în vedere că facem pentru prima oară asta, da? Este foarte bine, laudă-ți băiatul și poți să-i faci semn, evident, că poate să plece încolo. Foarte bine, hai, liber. Super. Bun. Ați observat pentru primele momente răspunsul câinelui la ceea ce înseamnă cuvântul stai. Gândiți-vă bine, acest câine nu știe decât în principiu să vină la semnalul telecomenzii și nu să se oprească, însă această zgârduță are menirea de a dezvolta o comunicare tactilă cu stăpânul la nivel complex, astfel că dezvoltăm experiența lui vis-a-vis de conversația cu aceste semnale tactile și în speță folosim doar vibrația pentru a se opri. Gândiți-vă că trece odată o mașină, câinele este pe partea cealaltă a străzii dintr-un motiv sau altul și în momentul în care îi spunem stai, câinele se oprește. Aceasta îi poate salva viața. Te duci din nou și spui liber. Du-te. Liber, băi. Te duci. Mai devreme Sky tocmai a alergat o pisică și a fost oprit de la distanță, așa că este foarte tentat să o caute. Spune-i stai. Stai, stai. Foarte coboară, bine. Te duci pe trotuar acolo. Te duci acolo pe trotuar. Du-te în stânga ta. Fii atent. În stânga ta cobori pe lângă mașină. Te duci pe lângă mașină. Acolo lângă mașină îl chem și îl oprești la bordură aici. Deci nu uitați, dragii mei, că ne folosim de decorurile existente în mediul real. Cheamă-l. Vino. Nu se oprească. Perfect, dă-i liber și vino încoace. Spune-i. Bravo, hai, liber. Minunat. Minunat. Poți să te duci spre urcare, da? Aici, când va veni, spui stai. Stai. Excepțional. Observați decorul, și anume treptele din acest tablou, pot fi folosite și de sus și de jos, în funcție de situația în care ne aflăm. Câinele va învăța că dacă a atins treptele, va fi semnalizat și este în eroare. Exact cum le spuneam eu studenților mei, ca atunci când apeși butonul de la Windows și face dong, dong, tu apeși, el te informează că ești într-o eroare printr-un ton jos, un ton negativ. Așa tu îi spui nu, eventual îl semnalizezi, îl vibrezi și tu îi spui stai. Stai. Foarte bine. Observați, se setează când aude cuvântul stai, să nu se lase pradă emoțiilor, să nu plece din locul în care a fost pus și să aștepte de fapt semnalul magic de eliberare. Spune-i și pleci. Liber. Hai. Stai. Vino aici. A văzut distragere. Semnalizează-l și cheamă după tine acolo. Vino, hai. Bun. Deci, după cum spuneam, scările sunt un reper suficient pentru acest câine să știe că nu trebuie să le depășească atunci când aude comanda stai. Astfel înțelege ce înseamnă semnalul din telecomandă și ajunge să se conformeze rămânând în poziție la comanda stai, nedepășind treptele nici de sus, nici de josul acestora. Poți veni, tu pleci de lângă el, da? Acum pleci de lângă el. Spune-i să vină. Lucrăm în mediul real pentru că aici trebuie câinele condiționat să facă ce îi se spune. Poți veni, spui să rămână și pleci. Stai. Stai. Observați? Un alt element de decor foarte important este această bordură pe care câinele o înțelege ca fiind o sugestie suficientă să rămână pe loc. Da? Poți să-l chemi? Spune-i stai și pleci stai. De lângă el. Stai. Stai. Perfect. Rămâi un pic pe loc acolo și acum îl chem și îl oprești înainte de bordură, da? Vino. Hai. Stai. Minunat. Bine. Pentru asta care este recompensa lui? Spune repede. Hai, liber. Aia este. Ala e. Super. Sper că v-a plăcut ședința noastră de astăzi. Pentru a ajunge la un asemenea rezultat este important să lucrați întâi cu câinele în lesă, să știe de sugestiile din lesă pentru a face toate opririle de care aveți nevoie, pentru a merge în ritmul vostru și pentru a veni oricând atunci când folosiți lesa, în special lesa retractabilă, după care asociați aceste semnale cu toate sugestiile din lesă pe care câinele deja le cunoaște, Le asociați apoi toate acestea cu recompensa în cazul lui eliberarea, după care puteți să încercați lucrurile și fără lesă. După ce deja face lucrurile pe care îi le cereți fără lesă și știe bine să se raporteze la semnalele, la sugestiile din telecomandă, atunci începeți să exersați asemenea elemente care sunt, vă spun sigur, sunt esențiale pentru un control în mediul real așa cum vi-l doriți. Nu uitați, duceți-vă acolo sus, dați subscribe, apăsați pe acel clopoțel pentru că veți fi notificați în orice moment în care va fi aici pe canal urcat un nou clip și dacă vă ajută cu ceva sau dacă l-ar ajuta pe unul din prietenii voștri, trimiteți cu un share și fiecare dintre voi va avea parte de informația pe care și-o dorește și de care are nevoie în orice moment al educației propriului câine. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați, dragii mei, că orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei, fie ea și fără fir, se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Hai, Sky! Hai, liber! Stai! Bravo! Liber!